Nu e a noastră. Nu. Plasma e a noastră, dar nu ești Halep. Cât să joace și ea? Hai să vedem o rețetă bună pe paprika. Niște roșii sherry tăiate în jumătate. Roșii de alea mici. Sherry. Intrigante. Și un bucătar cu stele Michelin. Cum e aia? Îți dă să mănânci cauciucuri Michelin? Stai un plotog acolo și mănânci? Păi nu-i bun. Păi n-am spus condimente. Cauciucul e bun, încercați-l și iarna. E for season. Aghi, un bucătar aghi, piele de pește crocantă. Ei bine, ei bine, piele de pește. Uscată? Uscată. Ce piele de pește marinată. Dar ce am ajuns să mâncăm și pielea de pe pește? Încă nu-i rău pielea de pe pește, să te pună să mănânci pielea de pe vacă. Nu, guvernanții mănâncă pielea de pe noi și nu le stângă, da? Ce le pasă? Mai un film bun, mai acasă TV, mai o reducere, mai lumea lui Digi, mai... Un desen animat n-am mai văzut noi de mult timp și, și Santa Gota care croșetează. Nu mai știm programul de la Minimax. Minimax și nu mai zis nimic domnul Nache Sorin. Ceva s-a întâmplat. Ba este Minimax, uite, până la 8 seara este. Știi când era emisiunea aia când se bătea la ușă și așteptai? Vine? Nu vine. Din păcate nu vine. E un film bun, dar ai codat postul pentru Crin Antonescu să poate dormi. Aici avem fetița din Oz. A luat-o cu casa și a dus-o într-o sufragerie, sau? Da, nu ți se pare că actrița asta e cam... machiată pentru alt fel de păi de fapt, din... ea de fapt joacă pe bunica fetiței, dar nu prins castingul bun. Cartoon. Ah, un film foarte educativ și mai ales fără violență, care îndeamnă copiii să fie cu minți, civilizați, să pape tot din farfurie. Un desen animat care emană doar gânduri bune, de pace, de umanitarism, de universalitate, de se bat ca orbi. Boomerang. The test? Oh, yes. Yeah. So now you can only hear the sound of my voice and you will obey. If that is aruncă-l tu. Boomerangul. Ăsta măcar e Garfield, nu? Da. Măcar atât. Un Garfield clasic, un Garfield frumos. Să vedem la Look TV dacă au schimbat medicația. Deci, te uiți o săptămână, e un medicament pentru nervi, pentru liniște. Pun alt desen. Asta parcă l-am mai văzut, cu fetița între astronauti sau cu puișorul. Asta nu-i publicitate sau ceva de genul? Nu. E o acțiune foarte clară, n-ar avea cum să fie publicitate. Uite și apare și creonașul fermecat, care de fapt e o machetuță de rachetuță mică. Mă văd de cap dacă lasă mai multe. Foarte frumos, așa, stai. Serios, te poate... Te uiți 5 minute și te gândești 3 zile la el, știi? Măcar nu te mai gândești la facturi, la unde mă duc în vacanță, tot aia. Bă, ce-a avut plăcinta aia rost cu ciocul? Oare ce? Acum au trecut-o pe legume, dovleci, uite. Igen. Vege. Uite și o vânătă. Vergeturi? Ce trebuie să iasă? Din câte? Vegetal. Sfârșit tal. Iș se. Vegetables, așa. Dar nu-i vegetables. Sau e masă veget. Asta era codul vegetal. Era un joc de cuvinte. Joc de, adică însemna povești cu vegetale? Da, poți să înțelegi și codul vegetal. Adică fac reclamă la Vegeta și eu nu am prins, așa-i? E reclamă mascată. Mă, câtă Vegeta putea mânca, deci după, ce să zic, după cafeaua de cicoare care nu se găsea, la Vegeta se ținea cel mai mult într-o casă. Și după 90, tot plin, aveam, cum punea mica pe vremea lui Ceaușescu să punul far, v-am mai povestit, acum punea Vegeta, că nu mai, nu mai avea unde să o pună. Erau bidone mari, cutii mari de Vegeta și numai în 95 s-o afla că e cancerigenă.
O gore întregi de vegete erau la Sohodul. Când n-ai, e bună. Când ai, nu-ți folosește. Nu-ți mai trebuie. Nu, ăsta se dă pe răzălău. O mințit-o cineva că e topogan. Suicidal tomato. Până-i lume așa. Cum zici tu? Să spun și o melodie de aia de-a ta, că văd că ești pe sectorul engleză și aici ești bine. Dar stai că am ajuns la peșii femei de centură. Ce tare ar fi să fuzioneze Fishing and Hunting cu Calea Turții. Oh. Asta era reclamă. Și un mediu romantic pentru pești și... Ăsta e un canal englezesc. Uitați-vă cine face parte din conducere și din echipă. Febra Vânători. Deci cea mai bună imagine e a lui Năstase. Vânezi mistreți, ți-o iei la închisoare. Hai să vedem o muzică pe gustul tău. A început postul Sfinților Apostoli. Că astăzi e numai înălțarea. După aia urmează rusaliile. Minimax. Ce-i Femtri? Are tata Femtri. Nu știu ce-au făcut. De trei ori femeie. Femeie. Bă, mi umblă mâinile pe asta ca la Goja pe pușcă. Femtri. E clar, când vrei un trisam, acces denied. Sau acces din aia. Să mai obosim și pe colegii noștri care au rămas încremeniți în proiect, cum zicea Marele Cioran, Marele Țuția, cum ziceau ei. Azi avem ziare întregi, că eu de obicei îmi decupez din ele, dar de azi pe mâine le las aici sus într-un loc. Mulțumim, doamna Ana Maria Petric, pentru promptitudine că ni le-ați aruncat. Folosim ziarele pe care le-a avut și Lelea. Acum ce-om găsi, ce-om găsi, Dumnezeu o știi. Adevărul că ziarele de pe mâine încearcă să-i aducă pe rom pe calea cea dreaptă. E o alee acolo foarte bună. Silviu Prigoană. Nu sunt. Ce-o însemnat Lelea, aia citesc și eu. Ce tare poza asta, ați văzut-o cu Enache. Parcă îi plăceau două femei, acum ai două microfoane. A? Păi una nu-i ajunge. Să o scoate din nas? Să o dau la farmacia inimii microfoane? Să mergem și noi să luăm niște... Ziceți voi ce v-ar trebui. Diazepam și Sanax, nu știu. Merg pe diazepam camerele. Ziceți că poate au camere, video, nu știu mai ce. Narcisia Nău se pregătește de bac. Îți dai seama, începe să se văicărească săracul. Cum cine? De la România au talent. Micuțul cu voce de soprană. Nu mă scuz. Nu. Trage ăsta un cântat acolo la bac, îl bagă ăștia direct în admitere. Diavoliță pentru adulți, tătă la Florentina, mărirea mit sau realitate. Alin Petrachiu, ieșit ruibistul ăsta, uitați-vă, ăsta va conduce Jocurile Olimpice, Comitetul Olimpic Român. Ce-i frumos e că el e fost mare ruibist, Alin Petrachiu, dar rugby-ul nu-i sport olimpic. Da, ce bine. Păi acum ca peste tot. Ăla de la fotbal a fost înainte la mini-fotbal, ăla de la handbal, ci că Belu s-a enervat, zice, mă duc acasă. După 30 de ani a zis Belu, nu mai stau, el a vrut să câștige. Elisabeta Lipo zice, mă doare în pagaie. Astăzi se mănâncă ouă roșii și pască de ispas. Au rămas de la Paști și dacă... Nu mă mai apuc de integramă, nu. Zice cineva, la integramă, nu. Nu mai face tata integrame. Zice aici așa, Harry Potter este pe moarte. Acum, ce titlu e ăsta? Doar Harry Potter e personaj de film, nu? Harry Potter e pe moarte și moartea n-are nimic împotrivă. Foarte bun asta, nu știam. Cum de asta nouă? Nu știai. Zici de astea noi, mă. Ploieșteanu, nu degeaba plouă și aici pe acoperiș. Nelu Ploieșteanu, pentru a doua zi consecutiv pe coperta ziarului Click. Dacă apare și a treia zi și l-a bătut nevastă sa, o să fie ziarul Dric, cu Dricul. Cu Dricul duc, acum e dublu click. Dacă ar fi al PSD-ului, ar fi click stânga. Dacă ar fi al LNU-ului, click dreapta.
Soția lăutarului vrea să divorțeze, nu se mai lasă, 40 de ani de căsnicie. Zice Elena, soția a luat foc când a aflat că el i-a cumpărat amantei un apartament în București. Ce nu mă deranja să-l fi cumpărat în Florești, în Cluj, acolo lângă Avicolă, să fie miros. Dar în București, mă lași. Pagina 3, Irina este model. Păi, uitați-vă la el, la domnul Nelu Ploieșteanu. Papuci, papuci, cântă la Șarpele Rozii, fără rabă. În fiecare seară cântă într-un restaurant. Te mai și satul, te mai duci. Circul pe autostradă, vei plăti taxă. Să fie în bafta lor. Primarul a vrut să primarul a vrut să violeze vicepremâniță. Uitați-vă la primar, dar oare cu tricolorul pe el, a încercat să-i atenteze la pudoare. Ce a zis? Eu sunt legea, de bună voie și silită de mine, jos chiloții. Jos cravata, nu-i ce roade. Amanta lui Cheșeriu uită de supărare la coafor. Din păcate, Traian Băsescu nu poate să uite de supărare la coafor. De-aia și mai trage câte un păhăruț, că el n-are ce să facă, să stea cu lampa pe chelie. Nu? Trăistariul la fel când e supărat. Nu poate să meargă la coafor. Ce să-i facă? Să-i țină o pomană, un parastas? Să-i lustrească chelia. Să-i lustrească chelia, să zică, da, domnul Trăistariu, sunt toate cele 8522 de fire. Nevasta Roxana a stat 3 ore la coafor. Și zic, din ciclu, că ce fac femeile pentru frumusețe? O stat 3 ore și uită cum arată. Asta ori au fi continuarea la Avatar? Știți care e continuarea de la Avatar? Status. O să fac continuare. Șoc, acest bărbat a slăbit 150 de kilograme. Nu. O reușit să scape de Ozana Barabancea. Cu șurubul ăsta, ei, bine, ei bărbați bine, ele gospodine, uitați-vă, pestrițul, toată lumea cu sacoșă, ca să-și satisfacă bărbații. Ce am ajuns, domnule, în 2014, mai mare rușinea să lăsăm femeile să care sacoșile și noi numai să așteptăm să fim serviți. Noi nu cărăm nimic ce nu e a nostru, din ce nu e a nostru. Încheiem aici emisiunea din seara asta și nu uitați, iubiți România în fiecare zi, chiar și dacă plouă. Că nu plouă, sunt lacrimile lui Fuego pentru păcatele noastre. Moment de reculegere.